Cui nu-i place curățenia? Dar v-ați gândit vreodată că soluțiile pe care le folosiți pentru a înlătura murdăria vă pot dăuna? În componența unui produs chimic, de exemplu de bucătărie pe care noi îl folosim, noi avem până la 60 de substanțe chimice, toxice, combinate. Producătorii ne asigură că acestea nu sunt nocive, deoarece se presupune utilizarea lor în cantități mici, dar luând în calcul folosirea lor zilnică, ne provocăm probleme și nu doar la nivelul pielii. Cea mai frecventă adresare la medic este dermatita de contact. Sunt și alte probleme mult mai grave pe afectare sistemică, da? Dacă ne vorbim deja reacțiile alergice sistemice a organismului, chiar până la șoc anafilactic. Conjunctivite, rinite. În cazul în care au nimerit ceva substanțe pe o porțiune mică de piele, medicul spune să ținem 2-3 minute zona afectată sub un jet puternic de apă. Dacă e mai grav, ne adresăm specialistului. Dacă suprafața afectată este generalizată, o porțiune mai mare a corpului, atunci putem introduce și perfuziile cu scop de sensibilizant, da? Și curile de tratament pot să dureze până la 20-30 de zile. Iată de ce, atunci când dereticăm, sunt importante măsurile de protecție. Un exemplu în acest sens este Luba Grecov, care de mai mulți ani este femeie de serviciu. Ungă mâinile bine cu cremă, pe mănuși am niște mănuși de protecție și pe alte mănuși de astea pun deasupra și fac curat. Și seara acasă îmi fac așa ca un compres băiț, eu știu, într-așa mod ne protejăm mâinile de toate chimicatele. Pentru că folosește în fiecare zi produse de curățare, nici masca nu lipsește de pe fața femeii. Tot aceleși chimicate care le punem pe mână, aceleși le inhalăm, mă străduie să pun masca. Și nu în ultimul rând, atunci când face ordine, ea deschide fie ușa, fie geamul, ca să aerisească spațiul. Pe lângă aceste reguli de respectat, medicii ne mai recomandă depozitarea recipientelor într-un dulap cât mai sus, protejat de razele solare, de căldură excesivă și de curiozitatea copiilor.